Dacă în anii trecuți sărbătorile pascale dădeau bătăi de cap polițiștilor din Megidie, acum oamenii legii spun că noaptea de înviere a fost lipsită de incidente. Numărul mare de polițiști aflați în patrulare pe străzi, dar și la biserici, a condus la scăderea infracționalității. Poliția Națională, cea locală și jandarmeria nu au lipsit de la ceremoniile religioase și au supravegheat îndeaproape desfășurarea acestora pentru a evita situațiile neplăcute. Singurul incident cu care s-au confruntat în această perioadă oamenii legii din Megidia s-a petrecut azi noapte, când o tânără a reclamat că a fost tâlhărită. În general, nu ne-am confruntat cu incidente majore, nu am avut scandaluri de amploare. Putem spune chiar că a fost un paște liniștit din punct de vedere polițienesc. În schimb, în noaptea de 13 spre 14 am fost sesizați cu o persoană de sex feminin. A fost depozată prin violență de o sumă de bani. La nivelul poliției Megidia se construie o echipă operativă care a identificat agresorul, stabilind totodată în urma cercetărilor că persoana vătămată era o femeie ușoară care, contra sumei de 100 de lei, întreținuse relații sexuale cu agresorul său. După terminarea actului sexual, acesta i-a aplicat mai multe lovituri și a depozitat de suma de 200 de lei. L-am identificat pe agresor pe raza municipiului Megidia și în prezent desfășurăm cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Polițiștii megidieni vor continua să desfășoare acțiuni comune în această perioadă, mai ales că săptămâna viitoare, de Paștele Blajinilor, lăcașurile de cult și cimitirul vor fi foarte aglomerate. Paștele Blajinilor, de asemenea, vom acționa după un plan întocmit tot la nivelul municipiului de către Poliția Națională. Vom acționa atât la biserici cât la cimitir, că după cum se știe, cea mai mare aglomerație va fi și de Paștele Blajinilor la cimitir. Acolo, în principal, vom acționa pe linia combaterii cerșetorilor, a furturilor din buzunare și din sacoși, mai mult pe ordine publică și pe combaterea furturilor acestea minore. De Paști, polițiștii au acționat atât independent cât și în sistem integrat împreună cu jandarmii. Pe principalele artere de circulație, precum și în zona lăcașelor de cult religios, oamenii legii au acționat pentru menținerea fluenței traficului și pentru prevenirea producerii unor evenimente grave de circulație, în general la celor generate de excesul de viteză și de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.